Bun, bună ziua, bun, bun, bine v-am găsit la un nou video. În video de astăzi îmi cer scuze pentru fața care o am, dar după cum vedeți sunt iarăși la țară. Vlog de agricultură. Cer scuze pentru ceva frumos ce vedeți aici. Deci avem așa aici vărzică și ardei. Nu, asta nu e vărzica. Asta e vărzica. Aici ardeiul. Am mai pus încă multe, multe chestii. Spanacul aici, care e ud. L-am udat, am scos iarba de prin el. Morcovii care i-am udat. Ceapa de acolo care o vedeți e plivită. Am scos toate buruienile din ea cu mânuțele astea două ale mele. Am udat-o. Mai am pe acela, dar nu știu dacă reușesc astăzi, că deja e târziu și am pierdut foarte mult timp fiind cald. N-am reușit decât să săpăm ca să facem telurile sau rândurile. Avem una bucată plivită aici, urmează udată. Cel de acolo ziceam că nu am cum să-l fac, sau cel puțin nu cred că mă încadrez. Am aici mazărea, care este o frumusețe, e mare, tot așa scoasă buruiana din interior cu mânuța și udată. Salata acolo, care și aia e la fel. Morcovi, de fapt nu sunt morcovi, e mărar. Îmi cer scuze, pătrunjel în partea cealaltă care nu a prea ieșit. Și am și din două rânduri de ridichi. Mi-au ieșit și mie 6 ridichi care sunt ceva micuțe. Zic să vă mai arăt pomișorii. Aici o bucată de coacăz verde care trebuie să-l să iau iarba de prin jurul lui. Ceva de genul ăsta, așa, tutorial. Vă învăț pe ăștia de la oraș care ați crescut la oraș. Și acum o să-mi aud în comentarii că la ce barbă ai, chiar zici că ești țap și cu iarba în gură îți prinde bine. Alții ar putea să spună că aș putea să fumez lejer. Glume de țăran agricultor. Deci coacăze, care arată ceva în genul ăsta. Văd că e un pic uscățel. Din trei fire care sunt ieșite din rădăcină, una singură e verde. Asta e mai bine, dar așa nu se poate. Un cireș, primul cireș care l-a pus papai. Și din păcate i-au căzut mugurii. Mi-e teamă să tai un pic din el să văd dacă mai e verde în interior, așa că doar o să-l ud, cum îi ud mereu. Și, na, asta e. Asta care e foarte frumos deocamdată, deși are și el pe aici, în zona asta, că vedeți, mai are încă vreo 2 pe jos, care și ăștia sunt uscați și încă 2 sus. Nu știu ce să zic. 10 km mai în jos nu merg cireșii. Deci asta practic a fost un experiment să văd dacă se prind și dacă se prind cum deja au început în țarii. Și dacă se prind, cum, dacă și produc. Asta a cam fost ideea mea. De-aia am luat cireș, de-aia am luat piersic, de-aia am luat păr. Părul în principal știu că merge. Deci ăsta e destul de frumușel. Urmează să-l ud și pe el. O să mergem în partea asta și iarba care a crescut de la în 2 săptămâni. N-am mai reușit să ajung în 2 săptămâni aici deja. E foarte multă iarbă crescută anapoda. Asta ar trebui să fie piersicul sau părul, nici nu mai știu exact. Nu, părul, e părul ăsta. Acesta și în partea asta trebuie să iau și o motocoasă să vin zilele următoare, dar schimbându-mi programul la locul de muncă, acum lucrez 6 zile din 7, nu mai lucrez 2 zile cum lucram până acum. Și după aceea 2 libere. Deci
piersicul, care e foarte frumos. Și să încerc să merg cumva cu lumina să nu-mi vină din spate. Sper să nu uit și să mut camera pe parcurs. E bine că nu mai bate vântul și am sunet cât de cât decent. Data trecută am plantat vinetele acelea care le-ați văzut. Băi, din păcate, nu știu dacă am reușit să recuperez 4 din ele. Asta în condiția în care nu am avut nici măcar o șansă să vin să le ud. 6 zile. Greșeala mea. A fost foarte cald, n-am avut cum să le ud. Am fost prins cu actele pentru construcție, cu dosarele, cu ce Dumnezeu lui să mai sunt de acte și chestii de dus și nu am avut timp. Greșeala mea, Mădălina s-a ambiționat din nou și a luat iarăși vinete, a luat mai mult ardei, nici ardeiul nu s-a prins tot, roșiile, așa și așa. Iar acum, după cum puteți vedea așa în mare, udate toate, Mădălina care ud acolo, am mai pus castraveții 2, 4, 6, 8 rânduri care s-au, 8 cuiburi care s-au prins. Vinete puse din nou aici, pe rândul, nu acela cu semnul, lângă acela care vi-l arăt acum. Lângă în partea cealaltă avem ardeiul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sunt puse de Mădălina și 11 din 24 care s-au prins. Mai multe tipuri de roșii aici, dintre care și sherry, dar nu mai știu care. Și zicea ceva de niște roșii timpurii. Pe unde nu s-au prins, celelalte sunt mari, primele care le-am pus cu papai, celelalte mititele. Deci nu am făcut mare lucru cu grădina. Să sperăm că o să vină curentul mult mai rapid decât restul autorizațiilor pentru construire și reușesc să bag în nemernica asta de fântână. Zic nemernică pentru că mă enervează. Când e foarte cald am probleme cu apa, izvoarele nu se umple la fel de repede ca atunci când e vreme mai ploioasă și nu e așa secetă. Dar pe ansamblu, lăsând la o parte toate chestiile, în momentul în care o să bag pompa, o să fie un video acolo clar și mai este și chestia următoare, o să greierii care s-au din nou și m-au rupt țânțarii. Iar după ce o să pun pompa, deja atunci o să fie altfel și cu grădina și cu asta. Să sperăm că supraviețuiește până în momentul acela, nu știu cât va dura. Dar probabil săptămâna asta sau cealaltă, ceva de genul, să încep săpăturile pentru temelie în zona de aici. Să ies săpat așa un pic, dar trebuie să mă duc mai încolo. Deci o să vină de la cauciucurile de acolo un picuț mai așa. Cam încă o dată distanța din temelia veche de aici de la pom până în cauciucuri, încă o dată așa și nu știu, sunt niște chestii care cumva mă depășesc, dar multă documentație probabil și răbdare, cred că răbdare. Când mă voi hotărâ pe ce anume voi începe sau cu ce anume voi începe, o să vă țin la curent cu chestiile respective. Deci, până atunci, Dick in a House cu mare mușchiulet aici. Și acum să fac o glumă de final. Cred că am spulberat visul multor femei cu fizicul meu. Probabil se așteptau să fiu mai slab, probabil se așteptau să fiu mai musculos de atât.
Așa se întâmplă de obicei când faci sală în perioada, în, da, în perioada liceului și după aceea te lași. Probabil că o să mă apuc din nou de sală. Îmi place berea mai mult. Da, deci, oameni buni, v-am lăsat. Tick in the house, in the garden. Și până la video următor, care va fi, nu știu, peste 4-5 zile, ceva de gen acesta. Cu ce mai fac pe aici, o să mai vină, să mai... Probabil următorul va fi cu udatul lor și atunci asta înseamnă 2 zile, 3 zile, nu știu exact. Deci nu mă mai lungesc, sper că v-a plăcut și videoul acesta. Sper că, nu știu, am foarte multă lume care vede videourile, ceea ce mă bucură maxim și... Au avut foarte multe chestii de genul wow, m-ai amuzat teribil la videoul respectiv. Și băi, oamenii, dacă reușesc să transmit emoție prin videouri, e tot ceea ce contează. Practic, ceea ce încerc eu să fac aici este să-mi documentez eu fiecare etapă care o fac în grădină, să știu anul viitor greșelile, să nu le mai repet sau să le repet, acum nu știu, depinde. Și da, mă, dacă transmit emoție prin cameră către voi, e tot ce contează. V-am pupat și până la video următor să fiți iubiți. Asta nu trebuia să apară.